Bună ziua, dragi iubitori de mișcare, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sport și Sănătate. Astăzi vom dezbate educația prin mișcare la toate vârstele, împreună cu invitatul meu, profesor Cristian Căpraru, antrenor de fotbal. Bun găsit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și îmi pare bine că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc frumos de invitație! Discutam și mi-ai spus chiar de la început că meseria de profesor să fie introdusă sau a fost introdusă din nou în învățământul primar. Da, județul Iași la noi, ea este introdusă de mult timp în România, doar că la noi, în județul Iași, este de 2 ani introdusă. Comparând cu județul Timișoara, unde este introdus de 7 ani de zile, aici putem vedea un progres și un progres al copiilor față de ora de educație fizică și sport, în general. Nu aveam nimic împotriva învățătorilor, însă fiind o disciplină care formează copiii și adulții, îi pregătește pentru viață, a fi predată de un specialist este un noroc și o mare oportunitate, în primul rând, pentru societate. Așa este. Mă simt unul dintre tinerii norocoși care au acceptat și au îmbrățișat această meserie. Îmi place ceea ce fac, vreau să fac tot timpul, de la zi la zi, tot ce e mai bun. Așa este, nu avem nimic în legătură cu învățătorii, cu profesorul, fiecare este pe domeniul lui și acceptă fiecare provocarea lui și meseria lui. Însă, de multe ori, chiar și noi profesorii, nu suntem lăsați să ne facem meseria. Cu cât mai bine. Da. Cum este să lucrezi cu acești copii? Atât eu lucrez și la mediul privat și în învățământ. Atât în mediul privat cât și în învățământ, lucrurile nu diferă foarte mult. Copiii sunt în general aceiași, doar că obiectivele sunt diferite. De exemplu, la ora de educație fizică și sport ne axăm pe toate sporturile. Ne axăm pe o educație, ne axăm pe un plan, o planificare pe care trebuie să o respectăm. Însă în domeniul privat, acolo este plăcere, este fotbal. Eu sunt antrenor de fotbal, când am specificat, și acolo este altceva. Este pasiune, acolo punem pasiune, acolo avem multe trăiri, multe turnee, multe cantonamente, multe ieșiri, chiar și în cantonament copiii, și e foarte frumos acolo. Ești antrenor de fotbal, dar ești și profesor de rugby. Nu. Deci sunt antrenor de fotbal, ulterior, acum, să zic, un an și jumătate, am obținut și un certificat de instructor de rugby, rugby tag. Rugby tag este un derivat din jocul de rugby, nu este rugby-ul clasic, este un tag, este un sport unde ei își lipesc centuri în jurul bazinului, au două eșarfe și va trebui să aleagă să deslipească centurile unul de la celălalt. E un sport frumos, practicat de copii, foarte atractiv. De aceea a crescut și numărul practicanților și noi, prin urmare, prin instructorii, cei care au obținut certificatele de instructor de rugby tag, vrem să promovăm și să încurajăm copiii spre acest sport. Nu doar spre fotbal, handbal și basket. Vrem și să facă și altceva. Că mulți când aud de rugby... Da, au altă impresie. Da, au altă impresie. Lovituri, căzături, agresivitate. Așa este, dar este un sport foarte frumos. Făcând o comparație și cu... Nu dau fotbalul, dar este un sport frumos. Tu lucrezi și cu copiii, dar știu că lucrezi și cu studenții. Cum reușești să lucrezi cu ambele vârste, cu toate categoriile de vârste, de fapt, și cum reușești totuși să te împarți și să-ți pasiunea pe care o ai, totuși să o dai și celorlalți? Cu studenții este puțin mai diferit. Ne putem să-i abordăm altfel, putem să inițiem niște convorbiri diferite, la copii este un puțin mai diferit. Însă, dacă ai o pasiune spre acest fenomen și dacă îți place ceea ce faci, indiferent că ești profesor de istorie, că ești de educație fizică, că ești de matematică, poți să introduci aceste taine ale tale și poți să dai totul din tine, indiferent de vârsta copilului, care are 20, care are 6 ani, mergând, bineînțeles, pe planificare. Nu poți să spui cu unui copil de 5 ani ceea ce spui studentului. Dar dacă respecti pașii, este foarte ok. Nu deviem de la traseu, ne respectăm pașii pe fiecare temă și este foarte bine. Iar cu ceilalți mici? Acolo este o treabă cam delicată. În primul rând, acolo trebuie răbdare.
dacă nu ai răbdare și dacă nu-ți place să lucrezi cu copiii, cred eu că nu ai ce căuta. Nu poți să te prefaci că îți plac copiii, pentru că la un moment dat copiii te simt. Asta e. Te simt și imediat... Asta este părerea mea. Deci eu nu am cum să mă prefac să pot să spun că îmi place să mă duc la școală, îmi place să merg la antrenamente când mie nu-mi place. Asta o să se vadă în timp. Nu astăzi, nu mâine, dar în timp se va vedea. Plăcând, dacă îți place acest sport, dacă îți place să mergi, dacă îți plac copiii în general, mie în general îmi plac copiii foarte mult. Dacă îți plac copiii, este nu ai cum să nu ai rezultate și să nu te iubească și copiii. Aici depinești de tine. Cele mai fâșnețe istorisiri sau momente, dacă ți-aduce aminte acum, să ne poți povesti cu cei mici, dar chiar și cu ceilalți mari de la facultate, că nu e nicio problemă. Da, cu cei de la facultate nu lucrez de foarte mult timp, nu am avut parte să pot să spun că am avut atât de multe trăiri, însă cu cei mici lucrez de aproape 3 ani jumătate și am avut și cantonamente, am avut și ieșiri la suc cu părinții, cu copiii împreună. Lucru care unește grupul, după părerea mea. Un moment hazliu. Care ți-a rămas în suflet, bine, și momentul și copilul. Da, un moment hazliu și un moment poate care mi-a rămas mie și îmi rămâne mereu este când să este o mulțumire atunci când un copil, chiar și la vârsta mică, vine la tine și îți spune mulțumesc, am învățat ceva sau îmi place ceea ce faci. Am avut, spre, ca să spunem despre un moment hazliu, mi-a spus un copil că dumneavoastră sunteți frumos. Și îmi spunea la antrenament de antrenament, sunteți frumos. A lăsat la o parte meseria. Da. El era focusat pe aspectul fizic. Apoi ne-am... Depinde și ce înțelegea el prin a fi frumos. Poate explici bine... Da, probabil și asta. Am simțit oricum feedback-ul meu pe care l-am folosit și pe care l-am simțit față de el, l-am simțit apropiat de mine. Și asta m-a bucurat. Nu m-am gândit neapărat la aspectul fizic, dar m-am simțit foarte aproape de copil și el față de mine. Și crezi că există în acest caz sau în general o legătură între rezultatele pe care copilul le obține și relația dintre tine și el? Cu siguranță, dacă acel copil nu este atras de antrenor și nu are un feedback pozitiv față de antrenor sau cu antrenorul, nu cred că se poate practica, dar până la un anumit nivel. La un moment dat se va vedea că nu este o legătură strânsă și ori copilul va ceda și va merge spre alt sport sau spre alt antrenor, ori antrenorul, nu știu, va încerca să le includă, va încerca să facă lucruri, dar nu va putea. Pentru că nu e, dacă nu este... este mai greu să obținem acel feedback pozitiv față de copii. Educația prin mișcare la toate vârstele. Să intrăm puțin în subiect. Da. Care sunt categoriile de vârstă și cum se formează această educație prin mișcare, prin ceea ce faci tu? Sau din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere. Eu am făcut sport de performanță, am făcut fotbal. Din punctul meu de vedere, o educație prin mișcare, personal pe mine m-a ajutat foarte mult sportul de echipă și nu neapărat și sporturile individuale. De ce spun asta? M-a învățat să mănânc la un program, la o anumită oră, mergând cu echipa și având mic dejun, prânz și așa mai departe, m-a învățat în primul rând să mănânc ordonat. Nu să mănânc când apuc, nu să mănânc seara, să îmi strâng o haină după ce am jucat un meci, să mă pun la spălat, să dau deoparte hainele curate de cele murdare. Ceea ce vedem că în ziua de azi copiii nu prea mai știu lucrul ăsta și chiar și cu alimentația e un haos, cu părintele poate și din lipsa timpului uită și pe mine personal și eu așa vreau să încerc să educ copiii cum am fost și eu educat, mâncând la un program, respectând o anumită ordine, respectând un ciclu de antrenamente, aici intrăm în alte discuții, dar personal așa cred că e cel mai bine. Trecând mai departe, pentru copii, pentru cei mari, totuși, mai există șanse să îi mai formeze într-un fel această mișcare sau care sunt beneficiile pentru ei? Făcând persoane de la diferite facultăți care nu neapărat au legătură cu lumea sportului. Da, ne-am confruntat și eu și colegii mei cu problema. Eu țin orele cu studenții de la celelalte facultăți, nu cu cei de la educație fizică și sport. Și fiind de la celelalte facultăți, puțin sau foarte puțin, adică am într-un număr foarte mic, sunt cei care chiar vor să facă mișcare. Aveam o rubrică în care studenții erau preocupați doar cu prezență, însă uitau de mișcare, uitau de ceea ce le trebuie lor, în primul rând
să arate bine, să aibă o postură corectă, că vedem că avem din ce în ce mai mulți copii cifotici, copii cu scolioză, obezi chiar, studenți și foarte trist. Dacă încercăm să remediem chiar de la vârstele mici, cum încercăm și noi, profesorii, cum de toți colegii mei încercăm să vorbim copii, să-i încurajăm, să le spunem, uite, nu mânca chipsuri, mănâncă un măr, mănâncă o banană. Cred că am putea schimba ceva până ajung copiii la facultate. Asta acum cu cei de la facultate, cred că se poate și cu ei schimba. Dar trebuie insistat mult mai mult. Și să le trezim un semnal de alarmă ceea ce privește sănătatea lor. Bineînțeles. Oricum, acum mass media, posturi TV, sunt atâtea canale, știri unde se pot informa, se pot vedea cum sunt, poate să mănânce sănătos, să vadă un regim. Nu mai este ca înainte, nu aveam acces la informații și nu vedeam cum să mâncăm, nu știam dacă trebuia doar să învățăm, să... Doar cei care vor. Dacă vrei cu adevărat și ții la aspectul tău fizic, în primul rând te dezvolți sănătos fizic și asta contează cel mai mult. Apoi, starea optimă de sănătate și așa mai departe. Eu cred că cei copii sau studenți sau adulți chiar care ajung să fie obezi, să fie scoliotici, cifotici și așa mai departe, la un moment dat o să se sesizeze ei, simțindu-se într-un anumit mod. De exemplu, nu o să mai poată urca trei trepte la scară pentru că o să obosea și atunci o să spun un semn de întrebare. Stai că nu-i vine, trebuie să fac ceva cu mine. Dacă noi le spunem, încercăm, dar ei nu se sesizează, o să se sesizeze atunci când o să se simtă pe propriul corp. Așa cred eu. Și eu sunt pe de aceeași părere cu mine. Toată lumea, deci lumea poate să spună, poate să-ți spun că tu trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, însă tu ești cel mai bun mentor al tău. Tu mănânci, tu te simți, tu vezi când obosești, cum obosești, cât alergi, cum te simți în pat, cum te simți când mergi, cum te simți când alergi și așa mai departe. Dacă poți alerga. Dacă poți. Și merge chiar, vorbeam de alergat, dar trebuie să o luăm treptat, în primul rând, de la mers. Sunt adulți care poate se plâng seara că îi dor spatele, mă doare spatele de la prea mult mers. Dar hai să facem și o altă mișcare. Poate mersul ăla nu e tocmai corect, poate nu calc tocmai corect. Hai să învățăm și o biomecanică a mersului. Care ar fi această biomecanică a mersului? Păi, uitați, dăm un exemplu, că am văzut foarte mulți și copii, incluzând și chiar și în fotbal, unde aveau poziția statică pe călcâie. Nu este foarte corect, talpa trebuie rulată pe sol, vârf prin cea călcâie. Dacă respectăm acești pași, este mult mai bine. Bineînțeles, poziția tălpilor nu trebuie să fie cu vârful spre exterior, nici spre interior, că altfel intrăm în alte discuții. Aici eu cred că se poate corecta de la o vârstă fragedă, pentru că și eu țin minte când eram mic la fel și îmi spunea mama, mergi corect, nu mai sta plecat, nu te mai sprijini și mergi așa pe parte, nu mai ține picioarele încruciș. Eu nu țineam, recunosc, nu... La început nu îmi dădeam seama, însă pe parcurs am început să realizez și chiar a fost ok. Și acum încerc să schimb la copii, că e mai greu la adult să schimbi această poziție. Pe când dacă e la copil, e încă la stadiul de formare și la el e foarte simplu de lucrat cu el. Faci în școală aceste lucruri, dacă îi observi ei de o parte? Bineînțeles, noi în ora de educație fizică avem o parte de încălzire care... Cred eu că este respectată de toți profesorii. Avem anumite variante de mers și variante de alergare. Variantele de mers le facem înainte, urmărim să le facă corect. Când nu este corect, oprim copilul și arătăm cum trebuie să facă, oprim și explicăm o dată, de două ori, explicăm, îi demonstrăm și apoi el o să înțeleagă. Variantele de alergare la fel le facem. Când este greșit, intervenim acolo unde trebuie și cred că toată lumea, dacă eu văd un plus ora de educație fizică acum la învățământul primar, pentru că este vârsta în care se poate interveni. Se poate interveni pe variante de mers și pe alergare. Și e foarte important, este baza, mersul, alergare, săritură. Deci depinde în mod, postura, bineînțeles, asta le formăm pe parcurs. Dar mersul, alergarea și săritura sunt depinde în mod și care se alimentare în viața omului. Chiar dacă nu face sport și nu se duce. Se întâmplă, trebuie să sară, este lovit, a sărit, nu știe să sară, sare, cade și rupe mână. Trebuie să știm și lucrurile astea, trebuie să știm cum să mergem, cum să pășim, cum să alergăm. Se întâmplă, mai alergăm și după tramvai, mai alergăm și oriunde, nu e nicio.
Nicio problemă. Da. Vorbeai la început de faptul că sportul de echipă pe tine te-a ajutat. Te-a făcut să te organizezi mai bine, să-ți strângi lucrurile după tine. Ce le poți spune despre igiena? Pentru că asta se întâmplă, este un subiect, pentru că educația formează și aceste aspecte. Despre igiena corpului al unui sportiv. Indiferent că se află în echipă sau este individual, el totuși trebuie să aibă o anumită igienă. Bineînțeles, el trebuie să fie, să aibă, să respecte o anumită conduită igienică, dar aici depinde nu doar de antrenor sau de părinte, depinde și de copil, depinde de mediul de acasă, de părinte. Nu poți, cred că orice părinte lucrează la igiena copilului, nu cred că ar vrea, nu este un părinte în lumea asta care să spună după ce a jucat fotbal sau a fost la un antrenament, mergi la somn sau nu te mai spăla, rămâne așa. Fiecare părinte își lucrează individual. Astea sunt lucruri elementare care cred eu că ar trebui introduse chiar de la nașterea copilului și pe măsură ce crește, el conștientizează singur și face aceste lucruri singur. Așa cred eu, părerea mea. Acum, noi încercăm să le spunem, chiar de la vârste mici. Ai mâncat, ai fost la antrenament, ai alergat, te rog, te spili pe mâini, apoi mergi și mănânci. Ai fost la un antrenament, faci un duș și apoi te apuci de învățat. Sunt lucruri elementare care pleacă și de acasă, de la părinte. Noi le putem spune, noi le spunem, dar părinții cred că au un rol mai important decât noi aici. Așa este, pentru că până să ajungă la noi, la școală sau la asta trece la părinte. Exact, da, este înainte. Ei vin deja formați cu acest lucru, cu igienă și noi intervenim rare, unde chiar este nevoie. Sincer să vă spun, am întâlnit cazuri foarte rare cu copii care nu prea respectă sau nu respectă sau foarte, foarte rar am intervenit în acest lucru, pentru că în ziua de azi observ că comparativ cu anii trecuți, mă refer chiar și când eram mai mic, acum chiar se lucrează la igienă. Așa văd eu lucrurile, sunt mult mai stricte și mult mai detaliate, mai bine. Socializarea face parte tot din aspectele de ce țin de educația copiilor. Igiena este un factor foarte important, socializarea. Dacă nu socializăm, vedem și noi, ni se întâmplă și nouă, nu credeți că avem, ieșim, să spunem, într-un cantonament, sau ieșim la un suc. Noi, la sfârșit de an, clubul nostru, facem un fel de ieșire în grup, cu fiecare grupă de copii și cu tot cu părinți. Părinții stau separat la o masă, copiii separat. Ieșim la un suc ca de sfârșit de an. Și ne s-a întâmplat și nouă, încercăm să corectăm lucrul ăsta, pentru că vedem zilnic, nu numai nouă. E foarte trist, pentru că având tehnologia și având acces copiii la toate informațiile, uită de comunicare. Și o să vedeți, și vedeți foarte mult. Eu am foarte multe exemple, în tramvai, peste tot, la magazin, peste tot, cercuri de copii care uită să socializeze, în schimb, stau cu telefonul în mână. Au alte lucruri acolo mai importante și uită să socializeze, uită să vorbească cu cel de lângă el, uită să discute, să-l întrebe cine este de fapt, ce vrea de la el, de ce este lângă el și așa mai departe. Vede pe Facebook, să vede. Vede pe Facebook, da, da. Și, din păcate, s-a ajuns și la adulți la lucrurile astea. Da. Și totul pleacă de aici. Dacă acum încercăm să stopăm aceste lucruri, e foarte trist, pentru că văd unii părinți, poate și din lipsa timpului, eu înțeleg, este foarte greu, ne împărțim, alergăm, lucrăm, părinții sunt niște taxiuri, într-un fel, într-un cuvânt sau altul, aducă, le iau, poate dacă au doi copii, unul face pian, unul le ia de la școală, e foarte greu cu timpul. Și mă refer de la vârste mici, am văzut exemple de copii în care părintele, în loc să-l ia, să meargă cu el, hai să facem mișcare, hai să mergem, hai să ne cățărăm undeva, hai să facem, îi dă telefonul ca să, na, el se mulțumește că a scăpat și că poate să-și facă și altă activitate și copilul stă cu ori întregi cu ochii în telefon acolo. Și de aici pleacă tot. Dacă reușim de la vârsta asta să stopăm aceste lucruri, părerea mea că putem face și altceva. Nu cred că va mai fi. Cunosc și exemple de copii care îi dai telefonul și nu-l vrea. El vrea o minge, vrea să ducă afară. Vrea să joace copiii, cunosc exemple și așa și așa. Deci balanța este undeva la mijloc. Este undeva la mijloc, dar putem face, e la vârsta în care putem să facem ceva. Ca părinte mă refer. Nu sunt părinte, dar ca părinte mă refer. Așa ar trebui să procedeze un părinte. Nu se dau telefonul, ci pot să-l iau cu mine o oră să se plimbe cu mine în parc. Îi arăt natura, vedem copacii, facem altceva, vorbim despre alte lucruri, decât să-i dau telefonul, să-i iau cu ochii în telefon. El se mulțumește, într-adevăr, e greu. Când mai avem doi copii și mai avem și un job și alergăm și facem atâtea lucruri, e greu. Dar fiecare,
cu educația lui și fiecare încearcă să facă cât mai cei mai buni de la copil. Educație prin mișcare înseamnă și socializare, igienă, organizare. Organizarea. Ce altceva mai înseamnă să ne educăm copiii în prisma mișcării, să le insuflăm această dragoste, orice faci, mișcă-te, nu numai nu sta, mișcă-te, orice. Da, bineînțeles. Aici, nu, cum am spus și eu, nu contează sportul. Eu, deși sunt antrenor de fotbal, nu niciodată nu am, adică încurajez să se practice acest sport, dar încurajez să se facă și celelalte sporturi. De aici pleacă și sporturile individuale. Orice sport individual poate ajuta la o educație mai corect, mai bună prin mișcare. La fel, au și ei cantonamente, cei care practică sporturi individuale, mănâncă după un program strict, respectând niște reguli, sunt foarte importante regulile în sport. Dacă nu le respecti, noi, clubul nostru, eu sunt antrenor de club la Clubul Nordica Junior, clubul nostru merge pe o disciplină. Adică noi nu concepem ca atunci când suntem adunați, venim pentru o oră, cât facem noi acolo antrenament, să facem ceea ce dorim. Adică fiecare să facă ce vrea, antrenorul să sară în sus, copiii să arunce cu mingea în sus, noi ne axăm mai mult pe o educație, pe o disciplină și de aici cred că pot pleca mai multe lucruri. De aici poate să fie copilul și acasă așa schimbat, poate să-l ajute și în mediul școlar și mult mai multe lucruri. Asta cred eu. Ce implică regulamentul sau care sunt principiile regulamentului? Păi să o luăm metodic. Din punct de vedere, nu știu să zic, o luăm cronologic. În primul rând, punctualitatea. Nu putem veni, eu ca antrenor, să mă duc să chem copiii la antrenament la ora 4 și eu să vin la 45. Nu cred că ar fi ok. Și înțelegem, este perioada, adică sunt orele de vârf, avem un oraș foarte aglomerat, avem o circulație foarte dificilă și înțeleg că mai târziem. Dar dacă ar face toată lumea așa și dacă am întârziat, eu vin la și 5, tu vii la și 20, eu vin la fără 20, eu vin așa. Nu ar fi ok. În primul rând, punctualitatea. Dar doar în respectul. Nu pot să vin eu la antrenament să îmi permit, poate. Noi ne mai permite. Mai facem și o glumă cu un copil, la fel, dar până la o anumită limită. Atâta timp cât antrenorul își respectă copilul și copilul va respecta antrenorul. Nu pot eu să mă duc să vorbesc într-un anumit mod și să mă aștept ca acel copil să-mi răspundă frumos elegant și cum nu. Asta totul depinde de antrenor și de cum percepe el regulamentele acestea. Educație, punctualitate, bineînțeles mai vorbim de echipament sportiv, nu s-a pus problema, dar sunt lucruri elementare pe care noi le spunem și la școală și la antrenament. Nu poți să primești un copil, vine cu cercel și cu ceas și cu așa mai departe. Pentru că, în primul rând, se poate și lovi, se poate accidenta singur. Nu e sport în care stăm și ne uităm noi la ceilalți. Implică și mișcare și nu putem face. Echipament, nu mai spun. Punctualitate, seriozitate, respect, de aici pleacă tot. În primul rând, dacă există respect, eu cred că toate se leagă între ele. După părerea mea. Cam astea ar fi. Cam astea ar fi lucrurile de bază. Esențiale, da. Vorbeam despre antrenor, părinte și că și părintele se poate implica. Care este sau cum ar trebui să fie această relație dintre antrenor, părinte, sportiv? Și care este aportul fiecăruia în ceea ce privește reușita copilului? Cel mai important lucru și în aportul relația părinte, profesor, elev sau copil este comunicarea. Nu pot să lucrez cu un copil dacă eu nu știu că în acea zi acel copil nu mi-a comunicat părintele că a avut o problemă de sănătate sau că a pățit ceva sau că s-a lovit sau că a avut o problemă de familie. E foarte importantă comunicare, foarte importantă între părinte și antrenor. Chiar și antrenorul spunându-i părintelui ce simte el la copil, e greu să interacționez direct copilul. Uneori ne ajutăm și de părinți. Ca să putem vedea personalitatea copilului, să putem vedea când sunt mai mici. Când sunt mai mari, putem vorbi direct cu ei, dar când sunt mici, e greu să intervii direct. Și aici intervine părintele și aici ne poate spune el foarte multe lucruri. Deci, pentru mine, esențial este comunicarea. Este greu dacă nu, părintele nu comunică cu antrenorul, este puțin dificil.
ce să comunice cu antrenorul? Pentru că poate ți-ar comunica multe. Da. Că ar fi multe de spus. Cât te face cu un copil acasă, câte se întâmplă. Ce anume? Care sunt acele momente pe care ar trebui să ți le... În primul rând, v-am spus, ideea vine la antrenament într-o zi și noi nu știm. Vine părintele, însă nu comunică cu noi. Dar copilul în ziua aia a vomat toată ziua și a fost rău. Noi nu știm, pentru că nu s-a spus de nimeni, de nicăieri. Și noi încercăm să luăm copilul, îl punem la diferite activități, însă starea lui se agravează. Un lucru important care văd eu benefic, pentru că dacă părintele mi-a spus, eu nu am de unde să știu. Bine, aici intervine și tactul nostru pedagogic în care simțim, vorbim, ne oprim, îl ținem pe copil deoparte, dar e foarte important să fim anunțați din timp. Asta cred eu. Deci starea de sănătate, aici am zis, aici ar fi un prim obiectiv și un prim lucru. Cum este copilul acasă? În ce sens? Comportamentului. Posibil că el fiind, am avut, deci când închegăm o grupă de copii la vârste mici, ei au tendința de a fi fiecare în legea lui, cum este fiecare acasă. E mergând și stând, văzând că acei copii, trăgându-se în grup și văzând că acei copii respectă niște reguli, automat se dă și el după grup. Am avut exemplu cu copii, cu părinți care părintele vine și spune că acasă el face ce vrea, însă intrând în grup și respectând niște reguli cu ceilalți copii de la grup, s-a mai remediat această problemă. Și e foarte important să știm cum e copilul și acasă. Noi interacționăm cu părinți tot timpul și avem o relație foarte bună. Și ne bucurăm de lucrul ăsta, tot timpul părintele vine și ne spune, uite, asta a făcut așa, vrem mai mult de la el, vrem să încercați dumneavoastră să-i comunicați prin cum interacționați cu el, noi am încercați dumneavoastră și aici venim în ajutorul fiecărui părinte. Adică dacă părintele sau antrenorul observă ceva, celălalt poate veni în sprijinul sportivului sau elevului, astfel încât să progreseze. Cu siguranță, e foarte important, asta este. Indiferent că observ eu, mi s-a întâmplat și de multe ori să văd un comportament al unui copil, am vrut să vorbesc întâi cu părintele, să văd dacă așa se întâmplă și în mediul școlar sau și în... Am discutat, am ajuns la un consens, am știut cum să abordez acel copil, cum să le iau pe ce... Nu toți copiii sunt la fel, sunt copii diferiți și sunt copii cu personalitate în ziua de azi, deci făcând o comparație cu mediul în care am trăit și cum am copilărit eu, acum copiii din ziua de azi au foarte multă personalitate. Și o personalitate puternică de la vârste mici. Dar asta se educă. Este la vârsta în care se educă și dacă îl educăm și are și o personalitate puternică, de aici ajung și sportivi de performanță sau ce doresc ei să facă mai departe. Ce altceva ar trebui să mai comunice părinții sau antrenorii părinților? Ce ar mai fi? Lucrurile de bază, să zic, punctualitate, aici m-am referit și la părinții. Ideea este că nici părinții nu au timp. Noi ne axăm foarte mult, noi vrem foarte mult să vorbim foarte mult cu părinții, dar nu este timp. Se întâmplă de multe ori ca părintele vine, îl aduce, se grăbește care are altă treabă de făcut și atunci timpul nu este suficient să comunicăm cu părinții. El nu știe ce a făcut la antrenament, dacă n-a văzut și aici putem interveni noi să spunem, uite, astăzi a făcut așa, a progresat prin, a făcut ceea ce trebuie aici și mi-a plăcut foarte mult. Astea sunt discuții pe care le putem avea cu părinții feedback pozitiv după ce ne fiind părintele în, că dacă este, oricum, el vede și simte. Bineînțeles, acum știm foarte bine că toți ne pricepem la agricultură, fotbal și politică. Și politică, și toți da. Părinții, majoritatea, nu toți părinții, au păreri că ei cunosc, știu, au văzut, simt, dar fiecare, eu cred că fiecare om are... Pe disciplina lui trebuie lăsat, respectat și ascultat, indiferent pe ce alegem noi. Că, până la urmă, noi alegem să ducem, de exemplu, într-un mediu privat. Eu aleg, dacă am un copil, să-l duc la un om, văzând acel om, nu-l duc și văd cum este și îl lasă permanent acolo. Asta vreau să zic. E foarte important și comunicarea de după. De după? De după antrenament, cantonament și așa mai departe. Astea sunt lucruri care leagă relația între părinte, elev și antrenor. Ai avut cazuri de copii cu personalitate, să zic, care nu ai reușit totuși să îi echilibrezi, să îi faci să... Bine, și pe părinți în același măsură cu
această colaborare? Copiii au fost. Copiii, după cum a spus, sunt din ce în ce mai mulți, chiar de la vârste mici, cu personalitate puternică. Însă, tot timpul ne folosim, țin minte foarte mult, contează în primul rând tonul vocii. Nu te poți duce la un copil să vorbești cu un ton foarte încet și apoi copilul să vorbească peste tine. Ideea este de ton. Nici un ton ridicat, dar nici un ton scăzut, pentru că mi s-a întâmplat chiar la începutul carierei, când începeam, mi s-a spus foarte mult, țin minte și acum vorba domnului profesor la facultate, domnul Rus, mi-a spus, tonul contează. Foarte contează, foarte mult. O să intrați în școli, să știți, o să intrați în școli și o să aveți copii cu care o să lucrați. Și dacă nu aveți un ton corespunzător, copiii o să treacă peste voi. Adică vocea să fie mai fermă sau să fie... Vocea să fie mai fermă, da, 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 da. N-am avut cazuri și ne folosim tot timpul, eu personal mă folosesc de modelul grupului. Dacă se întâmplă să am un copil care iese din tipar sau care este nou venit la echipă, de obicei copiii pe care îi avem la grupe nu sunt să ne iasă în tipar. Vine, să spunem, un copil nou cu personalitate puternică și vrea să facă alte lucruri decât ceilalți. Poate aici vreau să ajungeți, nu? Da. Tot timpul eu mă folosesc de modelul grupului și spun, de ce nu face, de ce nu s-ar trezi vlăduț sau așa, de ce nu s-ar, dacă ne-am trezit tot să facem așa, ce ar însemna, ce are și aici? Are și un haos, nu ne-a mai înțelege cu nimic. Și atunci el vede, se conformează, vede că nu este nimeni care face ca el și având modelul grupului, având grupul ca model, eu cred că câtă personalitate o să aibă, cred că se conformează și se integrează lângă grup, dacă îi place acest post, dacă îi place grupul. Nu cred că, pentru că se conformează grupului, asta nu înseamnă că personalitatea lui se modifică nu, sau... Se modifică puțin în relația cu grupul. Exact. Dar personalitatea rămâne în joc. Nu-i poți lua lui personalitatea lui când are mingea la picior, de exemplu. Asta rămâne. Asta, cu asta s-a născut și asta o putem forma și o putem educa. De exemplu, am văzut multe cazuri cu copii, poate cu aptitudini și cu calități foarte bune, dar la jocuri, la diferite ștafete, jocuri ce făceam mai dinamice, când pierdeau, se ofticau, începeau să plângă. Și noi trebuie să învățăm copilul să și piardă, într-un cuvânt. Pentru că e foarte important să știi să și pierzi. Ții minte că și eu m-am confruntat cu problema asta de mic. Toți ne-am confruntat și nu suportam să pierd și aveam un profesor, ții minte și acum de la Bârlad, domnul Asinegre, care tot timpul mi-a spus, trebuie să înveți să și pierzi, nu poți să câștigi tot timpul. La jocuri este unul câștigă, unul pierde sau unul câștigă, ceilalți pierd sau o echipă câștigă sau azi câștigi, mâine pierzi. Important este să nu-ți pierzi încrederea în tine. Și atunci, bineînțeles, că nu am luat în considerare, dar ulterior mi-am dat seama că așa este și încerc să vorbesc și eu cu copii și să le spun la fel. Dacă tot ai deschis acest subiect despre a pierde și a câștiga, cum procedezi tu la clasă sau cu grupele tale atunci când vine vorba de am câștigat sau acum am pierdut? Ce se întâmplă? Dinamica știu, se schimbă în grup și căutăm vinovații. Asta facem și noi, da, adulți. Zilnic, căutăm un vinovat, tu ești de vină pentru că... În loc să vedem ce am făcut noi, ok, ce am făcut bine eu și ce am făcut rău eu. Ca apoi să vedem cum procedezi tu. Da, mi s-a întâmplat, deci la orele de educație fizică, la clasele mici, la fel, făcând anumite ștafete și jocuri pe echipe, împărțind clasa, colectivul de elevi în mai multe grupe, mi s-a întâmplat ca unii copii să uite de ei, să uite de ce au ei de făcut, să fie atenți la cei din stânga și cei din dreapta, uitând de ceea ce au ei de făcut practic. Terminându-se ștafeta sau jocul respectiv, pierzând și apoi spunând că... Și eu încerc să le impun, să le spun. Dacă pierdem, pierdem toți. Că au existat și există discuții, dacă este și la adulți, dar pe la copii. Există discuții cum că am pierdut din cauza lui Cutărescu, pentru că el nu a alergat destul de repede sau el nu a făcut. Și atunci eu încerc să le spun, dar când am câștigat, de ce te-ai spus că am câștigat datorită lui? Nu aud spunând. Exact. Da, atunci câștigăm toți, toți suntem o echipă și câștigăm, dar când pierdem încercăm să căutăm vinovați. Și eu încerc să le explic, hai să nu mai căutăm vinovați, hai să vedem ce am făcut noi, trăgând o parte la sfârșit, ne uităm ce am făcut, facem o analiză. Dar nu jicnim sau nu vorbim mai departe, să spunem că din cauza ta sau din cauza ta sau din cauza ta. Pierdem toți, câștigăm toți. Asta încerc să le impun și încerc să vorbesc, să comunic copiii îndeaproape. Unii copii mai rămân și cu această frustrare.
a înțeles mental că da, am pierdut toți, am câștigat cu toții împreună, dar îi poți vedea și cred că ai văzut, au rămas așa cu un soi de măcinare, se macină pe dinăuntru că totuși ceva a fost acolo, totuși am pierdut, ceva nu e bine. Da, știu, sunt copii și le văd dezamăgirea pe fețe. Exact, dezamăgirea. Le văd dezamăgirea, totuși ei spun, da, hai, mă duc, zic, tot timpul când există un câștigător, haide să-l încurajăm. Toți copiii se duc, unii se duc mai târâși, se mai uită prin stânga, prin dreapta și văd dezamăgirea. Dar tot timpul încerc acei copii să le spun, încearcă să ai încredere în tine că data viitoare să câștigi tu. Și atunci, cât de cât copilul se schimbă puțin când îi spun acest lucru. Chiar am simțit pe pielea mea și am văzut lucrul ăsta, vorbind și spunând, hai să ai încredere în tine și o să vezi că mâine o să câștigi. Dacă nu o să câștigi mâine, poimne sigur o să câștigi. Și atunci el speră și la ora următoare o să câștige, că nu tot timpul câștigă aceiași copii. Evident. Ei se schimbă pe mine și automat el când câștigă la următoarea lecție, deci așa e, a avut dreptate, azi am câștigat, trebuie să lucrăm cu ceilalți. Și asta e, mulți copii sunt diferiți, au personalitate diferită și tocmai de asta trebuie să stai cât mai aproape de copil. Nu poți să stai într-un scaun și să-i spui, hai, luați, jucați, și să-i spui, da, câștigător tu, dacă nu-i explici, dacă nu-l încurajezi, nu vii cât mai aproape de el să-i explici că nu este bine, că nu trebuie să reacționeze într-un fel, că trebuie să se încurajeze. Chiar ei, între ei, eu le spun tot timpul, voi sunteți cei mai buni mentori ai voștri. Degeaba vă spunem noi, chiar și la antrenamente, chiar și la meciuri, du-te, dă pas în stânga, du-te în dreapta. Ei, decizia este la ei. Decizia este la ei și... Degeaba noi spunem că noi îi luăm, îi spunem, ei sunt cei mai buni mentori și ei se pot încuraja singuri. Degeaba îi spun eu, hai că o să fie bine, dacă el în mintea lui, nu e bine, am greșit, nu e bine. El trebuie să încurajeze și el. Care este cea mai frumoasă încurajare pe care tu ai auzit-o de la ei, dintre ei? Față de mine? Față de ei înșiși. Văd și m-am văzut la parte din copii pe care îi am la școală, am încercat să le impun lucrul ăsta, nu să le impun, să le spun și să adopte acest sistem, să felicite câștigătorul. Și văd, am observat mulți copii care atunci când pierd, se duc, știind că am vorbit lucrurile acestea la început de an școlar, se duc și iau în brațe copilul și felicitări, ai câștigat, ai fost mai bun astăzi, mâine o să câștig eu. Asta am văzut, puține cazuri, dar am și văzut. Aici trebuie lucrat foarte mult cu ei, e foarte dificil. Foarte dificil pentru că el dacă este, poate și acasă nu este învățat să pierdă, poate uneori și cu fratele împart aceea și, nu, și e dificil să intervii tu aici ca profesor. Sau mai profesor. Sunt părinți care ei înșiși au nevoie să câștige și nu mai lasă din când în când copilul să mai câștige. Nu știu ce să zic, nu știu, cred, adică sper să fie puține cazurile de genul, dar dacă sunt... ar trebui diminuate. Copilul trebuie încurajat tot timpul, trebuie să spui, bineînțeles, nu... El trebuie să știe chiar de mic când trebuie să piardă și ce trebuie să piardă. Nu poți dintotdeauna să-l lași să spui că ești cel mai bun, bravo, dar el tot timpul a pierdut. Trebuie să spui când a greșit, când a greșit și apoi ulterior el să refacă acea greșeală. Și cred că dacă vorbești din timp, nu cred că copilul nu va înțelege. Ei sunt la vârsta în care se pot educa, comportamentul lor se poate educa, te poți juca oricum cu comportamentul lor și îi poți îndruma spre a face lucruri bune. Ei practic copiază adultul. Așa și părintele, și profesorul, și antrenorul. Eu de multe ori le spun, când ies în față, eu personal îi scot pe câte unul în față și îl dau ca drept model. Și îl văd că se stă cu mâinile în buzunar și îi spun, dar dacă aș veni eu să stau cu mâinile, tu mă vezi pe mine că stau cu mâinile în buzunar? Nu. Păi și atunci, și ei tot timpul încearcă să adopte poziția profesorului, poziția tatălui, poziția mamei și așa exact. Mai departe. El copiază, practic copilul copiază adultul. Și dacă îi dăm un model bun, nu are de ce să nu fie în viitor un om cu caracter, un om cu personalitate, un om educat, un om sănătos și așa mai departe. Vorbeam despre sportivi care pierd sau care câștigă și știu sau nu știu să gestioneze această trăire. Ai întâlnit părinți care pe margine se manifestă. Cum facem? Cum procedăm cu ei? Pentru că și ei pot veni, tu ca antrenor, acolo în ring, la meciuri, să-i vezi și părintele de cealaltă parte să...
facă sau să spună ceva. Așa este. Aici devine aici un rol foarte important are antrenorul. Dacă antrenorul permite ca părintele... Deci nu este... Deci nu se interzice să... În alte țări, să știți, părintele își aduce copilul, îl lasă într-un unde au ei baza de antrenament și dacă este acoperită, părintele nu intră. Vine și ia copilul apoi și a plecat. Chiar și la meciuri. Pe când la noi, dacă aici v-am spus, antrenorul, mi s-a întâmplat și nu am văzut cazuri în care părinții sau, în primul rând, copilul nu mai înțelege nimic, pentru că dacă eu, antrenor, stau lângă el și spun, du-te în stânga și aleargă, vii cu centrare. Exact. Părintele îi spune, du-te în dreapta. Mai vine mama, hai Matei, fii atent câte le dezlegă la șiretul. El nu mai înțelege, săracul se uită. Pe cine să asculte? Pe cine să asculte, da. Și aici are un rol foarte important antrenorul. Dacă el permite grupului, aici noi am avut o discuție și noi cred că avem un club de copii și cu părinți care ne respectăm între noi și părinții respectă antrenorii, antrenorii respectă părinți. Dacă ei vin cu o părere, mi s-a întâmplat să vină cu o idee. Uite, pot fi idei bune. Noi oricum, noi le ascultăm. Pot fi constructive. Orice idee poate fi constructivă. Noi ascultăm, însă decizia tot noi o luăm. Dar invers, să vină, nu știu, să vină, sunt, deci sunt, știu, multe cazuri cu părinți, unde strigă peste antrenor, antrenorul strigă mai tare ca să acoperi, părintele strigă și mai tare, stânga, și atunci copilul ăla nu mai înțelege nimic. Eu mă mulțumesc că sunt la un club unde și eu și atât și eu și colegul meu, Laurențiu, suntem... Mergem cât de cât pe aceeași undă și părinții văd acest lucru și avem respect și noi față de ei și ei față de noi. Și nu avem cazuri în care să vină părintele să strige la copil, să îl derutează. Și cu părinții au înțeles lucrul ăsta. Au înțeles de la început, noi facem tot timpul înainte de începerea unui campionat sau înainte de când formăm o grupă, facem o ședință. Ce spunem noi, ceea ce vrem și ce vrem să ni se ofere și ce oferim noi. Că e foarte important să și în școală și oriunde, pe orice domeniu. Dacă unul comunici și nu dai niște repere clare la început de drum, e foarte greu. Pe parcurs se descoperă și nu mai devină rentabile. Vorbeam din timpul unui meci, dar ce facem cu acei părinți care se manifestă după ce echipa a pierdut, se manifestă după și copilul vede, aude un comportament pe care nu ar trebui să-l vadă, pentru că noi totuși încercăm, acceptăm învingerea, da. Ne bucurăm pentru ceilalți, da? Vedem ce am greșit noi, ne bucurăm totodată și pentru ceilalți și felicităm, exact cum ai spus tu. Da. Ai intervenit vreodată într-un astfel de caz în care părintele, după un meci, s-a exteriorizat mai mult? Sincer, nu ni s-a întâmplat. Dacă s-a exteriorizat doar în cadrul părinților și de aici pleacă lucrurile de la început. Adică dacă tu fixezi niște reguli la început de drum, pleci cu o grupă de copii și fixezi niște reguli, nu cred că s-ar abate, ar fi un părinte care să... Au fost cazuri în care ne-am încercat să trecem cu vederea. Nu au fost vociferări foarte grave, dar părintele este și el, până la urmă, este copilul lui și are dreptul să simtă, să trăiască alături de el. Nu are dreptul să intervină, să strige peste antrenor, dar are dreptul să trăiască și el alături de copil. Noi, în cazurile când simțim, dar rare ne se întâmplă să auzim aceste lucruri, încercăm să-i expunem copilului, fii atent la ce ai tu de făcut. Lăsăm tribună, lăsăm altceva, ești tu și terenul și colegii și cu echipierii și hai să ne urmărim obiectivele. Lăsăm altceva. Când intri în teren, există și vorba aia clasică, n-ai mama, n-ai tată. Deci intri în teren, ești doar acolo și atât. Încerci să te axezi pe lucrurile făcute de tine, încerci să te axezi pe ce ai tu de făcut și cred că dacă faci lucrul acesta o să fie mult. O să ai de câștigat și tu și echipa și antrenorul și părintele. Care o să fie, când ai să de pe teren copilul, o să iasă bucuros. Și o să fie mândru că acel copil al lui s-a comportat civilizat și a făcut altceva sau a câștigat sau a pierdut sau a felicitat când a pierdut și așa mai departe. Ne bucurăm pentru fiecare moment pe care copilul îl experimentează. Absolut, absolut. Și noi la fel, chiar după înfrângeri, după victorie, chiar dacă am câștigat, am pierdut, stăm cu ei, foarte important să comunici copilul direct lucrurile și bune și mai puțin bune, dar nu ca un ton de reproș. Copilul trebuie să știe unde a greșit și să știe să repare pe viitor. Și dacă ești aproape de el și te simți aproape de el, automat vor veni și rezultate, vor veni și relații de prieteni, de exemplu, la noi s-au legat prietenii între grupe de părinți și între părinți între ei și automat și între copii. Și lucrul ăsta este foarte benefic unde e grupe. Dacă îmi fac o grupă și părinții sunt prieteni între ei și mai merg în vacanțe și se duc, automat este un plus pentru echipă, pentru că
copiii aia în vacanțe, când ceilalți se duc fiecare cu părinții, ei merg poate împreună. Și poate mai merg și mai fac și o mișcare, ei mai socializează împreună și e un plus pentru echipă, așa văd eu lucrurile. Stabilesc prietenii? Stabilesc prietenii, merg în vacanțe împreună, merg la tabere de schi și așa mai departe. Și e un lucru benefic, un lucru foarte benefic pentru grup și pentru ei, bineînțeles. Ajută și grupul, îi ajută și pe ei ca oameni, poate în viitor o să fie prieteni foarte buni. Și au legat relația de prietenie de la vârsta de 8 ani și au ajuns până ajung cei mai buni avocați din Iași. Facem nevoie fotbaliști. Cum crezi tu că acest caracter despre care noi tot am vorbit, caracterul puternic al copiilor din ziua de astăzi, se formează și cu ajutorul mișcării? Începând de la antrenamente și până la meciuri, fiecare mișcare, că a lovit mingea corect, că n-a lovit mingea corect, că a alergat într-un meci mai puțin sau a alergat mai mult, noi aici intervenim și încercăm să le dăm plusuri și să le dăm bonusuri, să-i felicităm, iar când nu a făcut corect, încercăm să spunem ceea ce trebuia să fac corect. Și automat el va trebui să știe ce am făcut bine în meciul ăsta, ce mi-a spus antrenorul să fac, mi-a spus să fac aia, ia să încerc data viitoare să fac acest lucru. Și automat, dau un exemplu, îi spui să alerge, să șuteze și apoi el simte și apoi când reușește să marcheze un gol, se bucură. Și automat dacă se bucură, își formează un caracter puternic. Prin mai multe reușite. Prin mai multe reușite, bineînțeles. Se bucură astăzi, se bucură mâine, se bucură peste două săptămâni și apoi ușor și intră în automatism. Lucrurile astea și intră în automatism și e foarte, foarte util și foarte benefic pentru copil. În afară de o succesiune de reușite pe copil îl ajută și îl formează, ce altceva mai formează acest caracter puternic? Pentru că există. Bineînțeles, și viața de după. Adică nu poți să fii doar la antrenament și să vii într-un colectiv dacă după faci alte lucruri. Eu personal vorbesc copii și încurajez și să facă lucruri utile și în afara școlii și în afara antrenamentelor. Pentru că aceste lucruri contează foarte mult. Nu poți să fii diferit pe toate domeniile. Acasă să fii diferit, la școală să fii diferit, la antrenament să fii diferit, să ai trei tipuri de comportament. De obicei copilul își formează un tip după care ușor-ușor își vede personalitatea, începe să-și creeze și în mintea lui un tip de temperament, să vadă cum este, ce face el bine și de aici se formează și comportamentul și caracterul. Și noi încercăm să îmbunătățim de la copil la copil, cum s-ar spune. Adică un copil bucuros, care are mai multe reușite, va ști să se bucure și să aprecieze și în restul timpului ceea ce este, ceea ce a căpătat. Cu siguranță, prinde încredere, prinde curaj și asta l-ajută și în viața de zi cu zi. Nu doar în fotbal, nu doar în jocul respectiv. Prinde curaj în viața de zi cu zi, prinde curaj și la școală. Eu sunt bun, pot să fac lucrul ăsta. Dacă noi intervenim la ei și le spunem, hai să te încurajezi singur, să spui, mâine pot să fiu mai bun, pot să fac lucrul ăsta de 100 de ori mai bine. Poate să-și impun asta și la școală, poate să-și impun asta și în relația cu mama acasă. Îi spune mama să facă ceva și el poate nu face ulterior. Dar el impunându-și lucrul ăsta, ia să fac eu așa să văd. Dacă eu sunt mai bun mâine cu mama, cum este? Atunci poate fi și asta, poate fi și în domeniul familiar și mai departe. Să aducă reușitele în planul personal. Cu siguranță. Se reflectă și în plan personal, bineînțeles, nu doar acolo. Dacă îl formăm ca individ, ca un copil cu personalitate puternică, personalitatea nu poate avea doar acolo. O are pretutindeni și dacă îi impunem un tip de comportament și un temperament, el poate să și-l dezvolte pe parcurs. Cristian, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu, mulțumesc foarte mult de invitație. Sper să ne reîntâlnim și cu altă ocazie. Sigur, cu siguranță voi, da, sigur voi accepta. Dacă vom mai fi invitat, sigur voi accepta. Mulțumesc foarte mult de invitație. Cu mare drag. Cu mare drag. Dragilor, sper că v-a plăcut intervenția lui Cristian. Doresc să mulțumesc Bliss Beauty Salon pentru make-up și coafură. Vestimentația a fost asigurată de Ultimate Design. Mulțumesc doamnei Veronica Alițu pentru ținuta aleasă. Sunt Andreea Roxana Linu și vă dau întâlnire luni, în fiecare luni, de la ora 16. Până data viitoare, să fiți sănătoși!